Ok, deci salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video pe Metin 2 Alaska. Înainte de toate, vreau să vă informez că am atins numărul de 300 de subscriberi. Chiar l-am depășit cu câțiva, așa că vă mulțumesc enorm. Așa, și acum priviți aici, băbăjeților, 99,99 și am trecut levelul. Am făcut level 100, bineînțeles, după cum v-am promis. Am făcut nivel 100. Ca să mergem în mapa Alaska, să farmăm acolo ca nebunii. Dar înainte de toate vreau să vă arăt acest item extraordinar și mirific și prea bun. Nu l-am făcut eu, nu e meritul meu, așa că să vă spun că l-am primit de la băiatul care mi-a dat și arma asta și încă mai multe chestii. Și anume Kate Fofa. Nu știu cum se pronunță exact numele tău, dar ăsta e băiatul, Kate Fofa. Deci e un băiat de nota 10, vă zic așa. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată. Bineînțeles, până o să fac 105, o să îi las aici, la păstrat. Și probabil o să fac 105 și... în mapa Alaska, nu o să mai cresc aici pentru că mi s-a luat din mobii ăștia. Hai să mergem, bă, direct, gata, nu mai stăm deloc, mergem, mine așa mapa Alaska. Atât, vreau să văd asta. Ia, oh, ce frumos. Prima noastră intrare în mapa Alaska. Oh, dar vai, văd că oamenii farmează. Frumos, frumos. Polimeo post ăsta, Folipenos, vai ce nume mișto, mă enerva pe mine când farmam aici. Lumea văd că farmează enorm de mult și după cum putem să atacăm aici. Da, păi, aoleo, scuze, bă, nici n-am vrut să căzut. După câte am auzit, o să urmeze un update major pe serverul ăsta și acum vreau să ne testăm ăsta. Nu ăsta, că vreau să bag ăsta. Vreau să ne testăm damage-ul. Încă nu mi-am făcut item PVM. Am primit tot de la băjetul ăsta, Kate Fofa, nu știu cum se pronunță, dar ăsta e, care mi-a dat cercei ăștia frumoși. 4, 15, 10 sabie. Am primit o informație așa să-mi fac item PVP. PVM, pardon. Să-mi fac item PVM. Hai să ne băgăm tot ce nu ne trebuie și tot ce ne trebuie. Să vedem așa ca un prim damage, așa încă nu suntem bine formați în PVM, dar totuși, hai să-i dăm drumul. Metinul trădării, tu ești ținta, level 100, cred, nu prea văd ce scrie acolo. Hai să, și anume, încercăm să dăm în el. O, da, 11K900, 12K Arvin. Bă, se sparge destul de repede. Din câte văd, și destul de bine, cred eu. Cred eu, nu știu. Uite, 12K fix. 12K fix. Stai așa să intru. Să văd aici. 76 semi, nu știu ce. Da, săgeți. N-am deloc. În fine, hai să vedem. Normal că bineînțeles că se poate și mai bine, dar acum, inel experienței, gata frate, am scăpat. Ia, inel experienței. Aoleu, stai că cred că se aude ceva. Deci, mă scuzați, acum nu se mai aude. Inelul experienței, da, e de ăsta care e și la magazin, în fine. Safir. Da, deci, am scăpat. Care era vișinia? Era cu celeuri. Dăm ceapata așa. Am scăpat la farmat. Da. Am scăpat, bă, băjeților, la farma. De aici o să stau ceva să farmez, să mai strâng niște bani. Și da, ia să mai văd unde e naiba asta. Unde ești, bă, așa. Să mai spargem, nu? Probabil o să mai fac vreun să mai urmeze câteva clipuri în care o să vorbesc așa. O să vorbesc ceva chestii, ceva subiecte farmând aici. Și vreau să mai spuneți ce să mai bag pe mine,
în afară că am astea level 1 și chestii, să mai dat niște idei așa, ce să mai crească damage-ul. Mob am pe ăsta. Poate valoarea atacului, trebuie să schimb pe armura asta că nu e bine deloc. Poate să pun niște valoare atacului pe armură, nu știu sigur, la văd eu. Bine, chestia e că mi-am ținut de promisiune și am făcut level 100. Am ajuns, am adus caracterul ăsta la level 100. Damage-ul ați văzut și voi așa ca de început e undeva la 12.000, 12k. Și da, cam atât, îi mulțumesc încă o dată lui Kate Fofa, cea, nu știu ce, reprezintă numele tău, dar e foarte ciudat, pentru cercea asta 4, 15, 10 semi. O să fac level 105 special, cred că pentru cercei ăia. Ia să vedem, rezistăm aici. Rezistăm și de crescut creștem. A, văd că avem și o misiune. A, crescut crește ceva, în fine. Mai încolo, oricum e rostul de crescut. Și încă o dată, îți mulțumesc pentru cercei ăștia și că știu că te-ai uitat la clip și pentru itemele pe care mi le-ai dat. Iar eu vă mulțumesc încă o dată pentru că am atins mult 300 de subscriberi și la cât mai mulți. Vă aștept să vă abonați la acest canal dacă vă place conținutul și seria cu Made in Alaska. Încă o dată, intrați în breaza, am văzut un comentariu în care unul dintre voi a spus că faci breaza cu abonații, deci breaza e făcută MC Gaming IT, puteți să intrați când mă găsiți online, majoritatea în fiecare zi sunt online și puteți să îmi dați mesaj să vă bag în breaza, nu contează ce level aveți, bine, nu chiar level 1 sau 10-20, dar o să vă bag în breaza, că apropo am zis de asta. Și cam atât, vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea și vă invit să vă abonați dacă vă place seria și canalul, iar până data viitoare, toate cele bune, numai bine, ciao!